Hei, salutare, numele meu este Adriana și vă urez bun venit pe canalul meu de YouTube. Astăzi mă aflu în Plaza Catalunya, în centrul Barcelonei și mă îndrept către Las Ramblas pentru a o descoperi puțin diferită decât de obicei. De ce spun asta? Ei bine, în fiecare an, încă din 1962, în 1 octombrie, în Barcelona se sărbătorește Fiesta del Roser, o sărbătoare a florilor. Vom vedea Las Ramblas împodobită puțin diferit, cu mult mai multe flori decât de obicei. Vom vedea clădiri foarte frumoase și ceva locuri secrete pe care încerc să le descopăr și eu astăzi și, bineînțeles, să vi le arăt și vouă. Haideți să vedem împreună ce ne rezervă această plimbare. Nu este un secret faptul că în Barcelona turismul este mult mai scăzut zilele, săptămânile, lunile acestea, însă orașul are vibe-ul său aparte și mie îmi place să îl descoper în fiecare zi. Așa că săptămâna aceasta eu vă promit chiar mai multe vloguri decât de obicei. Voi încerca să vizitez și să vă arăt și vouă cât mai multe locuri din acest oraș și să profit de ultimele zile de căldură. Încă de la intrarea pe Las Ramblas avem acest panou unde ni se indică toate clădirile care sunt decorate în mod special pentru această sărbătoare a florilor. Eu deja mi le-am notat pentru a vedea cât mai multe și după cum vedeți aici, sărbătoarea are loc între 3 și 7 octombrie. Astăzi suntem în 5 octombrie, este luni și din câte am citit, în weekend au fost fel și fel de activități interesante. Muzee au oferit intrarea liberă cu ocazia acestei sărbători. Aquarium s-a putut vizita gratuit tot weekendul, indiferent că ești localnic sau turist. Și o să încerc să văd dacă se mai poate și astăzi. Dacă știți bărcile Golondrinas din port, ei bine, au oferit tot weekendul plimbări gratuite în portul Barcelona, cu barca, cu Golondrinas. O să merg și eu acolo și să vedem dacă astăzi voi mai putea face o plimbare și, bineînțeles, dacă se va putea, o să vă iau cu mine. Feliz porque si no soy yo pues quién, todos caen a mi lado, el freno lo arranqué, me siento feliz porque yo no dudo mi power, te burlaste de mí, se hace acabo, trata de festejar, celebramos el bienestar, tantas estrellas brillan, quiero un carro que corra más. Nada me rompe, no, no, nada me rompe. Trata de festejar, celebramos el bienestar. Tantas estrellas brillan y Marte me espera mientras rodea. Nada me rompe, no, no, nada me rompe. Quiero un carro que corra más. În momentul în care ajungeți în Barcelona și ajungeți pe Las Ramblas, sunt câteva locuri pe care trebuie neapărat să le vedeți, indiferent de cât de puțin timp ați avea. Unul dintre acestea este La Boqueria, cea mai faimoasă și cea mai turistică piață de alimente din acest oraș.
chiar dacă este un loc turistic, aglomerat, chiar dacă, vă spun sincer, localnicii nu își fac cumpărăturile în La Bocheria datorită prețurilor mai ridicate, eu vă recomand cu încredere acest loc datorită vibe-ului său aparte, datorită culorilor, fructelor pe care le găsiți acolo, sucurilor naturale, găsiți fel și fel de chestii, inclusiv câteva baruri de tapas, dacă doriți așa o gustărică. Eu, de obicei, ori de câte ori ajung într-un oraș în Spania, mereu mă uit dacă acolo găsesc o piață centrală, pentru că este locul ideal pentru a simți un pic freamătul orașului. Deci, clar, La Bocheria rămâne recomandarea mea, poate recomandarea numărul 1, atunci când ajungeți pe Las Ramblas. Un alt loc este cel în care eu mă aflu acum, este Plaza Real. Un loc deosebit, pare puțin ascuns, însă a devenit destul de cunoscut pe toate itinerariile turistice. Este un loc cu mulți palmieri, o fântână arteziană care astăzi văd că este închisă, probabil datorită turismului scăzut din Barcelona, cu care este adevărat că ne confruntăm. Un loc cu multe terase, baruri, locuri destul de turistice, însă recomandabile. Spre exemplu, Jamboree este un club care organizează multe spectacole cu muzică jazz în direct. Acesta este un loc cunoscut de zeci și zeci de ani aici în Barcelona. O să vă arăt Plaza Real, care astăzi o văd mult mai diferită decât de obicei. Astăzi este destul de pustie și multe dintre terase sunt închise. Este adevărat, este luni dimineață, turismul este scăzut, localnicii de obicei muncesc la această oră. Uitați, exact în spatele meu se află și clubul Jamboree despre care vă spuneam. Însă, după cum știți, probabil, poate nu știți, în Barcelona toate restaurantele închid la ora 1, sunt obligate să închidă la ora 1 noaptea și, bineînțeles, cluburile care funcționau după această oră sunt închise. Practic nu există viață de noapte după ora 1. Aceasta este Plaza Real, o oază de liniște așa în agitația centrului vechi din Barcelona, un punct de întâlnire al străduțelor înguste din cartierul gotic, un loc foarte frumos, preferat atât de către turiști cât și de localnici. În centru avem o fântână arteziană care astăzi, la începutul lunii octombrie, este închisă, probabil datorită turismului scăzut. Multe terase, multe baruri, restaurante se află în această zonă. Trebuie să verificați un pic cu atenție înainte de a decide să luați cină aici, pentru că sunt locuri turistice. Însă, spre exemplu, aici în Ocaña, acesta este un restaurant care după o anumită oră obișnuia să organizeze multe concerte cu muzică live. Este un loc interesant de văzut, eu am fost, bineînțeles, muzica live este întotdeauna o idee foarte bună. Eu mă voi întoarce către Las Ramblas pentru a-mi urma itinerariul și dacă ați ajuns până acum în această zonă, sunt curioasă dacă ați trecut prin pasajul Bacardi, dacă nu, o să-l vedem acum împreună. Este un loc foarte, foarte drăguț, foarte interesant, este întotdeauna deschis publicului, se poate trece pe aici pentru a ajunge în Las Ramblas. Pasaj de Bacardi. Cred că accentul este de fapt pe i-ul de la final. Cam așa arată. Foarte multe detalii, foarte, foarte interesantă zona, destul de pustie astăzi. Este ciudat să văd Barcelona așa. Aceste aranjamente florale sunt puse aici cu ocazia sărbătorii de care vă spuneam. Însă uitați cât de frumos, cât de detalii. Și cu siguranță este un loc unde puteți obține câteva poze absolut deosebite de aici din Barcelona. Haideți să ne întoarcem pe Las Ramblas.
Practic am ajuns imediat, doar am trecut acest pasaj și am ajuns din Plaza Real direct pe Las Ramblas. Cât de liberă este această stradă în comparație cu vremurile ei bune, să zic așa, în comparație cu imaginile pe care le-ați mai văzut de aici. Este aproape pustie, însă, vă repet, este luni dimineață, nu sunt mulți turiști și zona nu are de ce să fie aglomerată. Dragilor, am ajuns la Muzeul Maritim, de aici din Port Vell, însă m-am decis să nu achit biletul de intrare, tocmai pentru că în fiecare duminică, după ora 3, acest muzeu are intrarea gratuită. Așa că m-am gândit că nu avea niciun rost să plătesc acum intrare, mai bine revin într-o duminică, mai ales că urmează sezonul de toamnă-iarnă, când nu mai pot petrece toată duminica la plajă și o să mă învârt pe aici prin Barcelona. Și m-am gândit să vă spun și vouă, dacă veniți pe weekend, de ce nu, și sunteți în zona Las Ramblas, într-o duminică, puteți profita de intrarea gratuită în acest muzeu. Eu m-am oprit totuși aici pentru că în curtea interioară există o cafenea foarte drăguță, pe care o să vi-o arăt imediat. Tocmai ce am băut o cafea, m-am odihnit puțin și voi porni mai departe. Este o zi minunată, o zi cu mult soare și descoper așa Barcelona la pas, mă îndrept acum către Port Vell pentru a vedea și Golondrinas, iar apoi cred că ușor mă voi întoarce acasă. Haideți să vă arăt această cafenea drăguță. Și de aici ne întoarcem pe Las Ramblas, sunt la 2 minute de Port Vell și cam aceasta ar fi ultima oprire în traseul de astăzi. Cred că nu ați văzut niciodată Barcelona atât de goală. Oricum, nu știu dacă ați văzut la televizor,
cazurile de coronavirus sunt în scădere, cel puțin în Barcelona, pentru că în Madrid, din păcate, încă nu scad, însă în Barcelona sunt în scădere, ceea ce, nu știu, ne dă așa o mică speranță că lucrurile vor reveni la normal cât de curând. Când spun cât de curând, nu înseamnă neapărat că mă refer la toamna aceasta, ci mai degrabă la începutul anului viitor. Și acestea sunt bărcile despre care vă spuneam, Glasgow, Londrina. Acestea oferă tururi contra cost de obicei, tot weekendul intrările au fost gratuite și plimbările gratuite pe aici prin port. Mă aflu într-una dintre zonele mele preferate din Barcelona, sunt în Port Vell, mai exact pe Rambla del Mar. O văd mult mai pustie decât oricând. Cred că niciodată nu am văzut-o atât de pustie această zonă, pentru că întotdeauna era plină de viață, aglomerată de turiști, de turiștii încântați de ceea ce vedeau aici, de ceea ce descopereau. Și da, o spun cu puțină tristețe, însă o spun sincer, Barcelona în luna octombrie din 2020 este destul de pustie. Nu știm când va reveni situația la normal, sperăm cu toții că se va întâmpla cât mai curând, pentru că este păcat de frumusețea acestui oraș și de tot ceea ce oferă. Eu sunt Adriana, vă mulțumesc că ați fost alături de mine astăzi și vă reamintesc, dacă nu ați făcut-o deja, să vă abonați la canalul meu de YouTube și să mă urmăriți și pe Instagram, pe contul Mapping Travel, unde postez zilnic de aici, din Barcelona. Salutări! Pa, pa!